După o vacanță cât un weekend, elevii au intrat direct în semestrul 2. Vestea bună este că în județul Hunedoara, 98% dintre unitățile de învățământ preuniversitar au început cursurile normal, față în față. Conform datelor furnizate de Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, din cele 252 de unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică și structuri arondate, în 247 cursurile se fac față în față. Se fac cursuri online la două grădinițe din Deva, la Liceul Tehnologic Grigore Moisil și la Corpul 3 din Bejan, aparținând Liceului Tehnologic Dragomir Hurmuzescu, tot din Deva, dar și la Școala Gimnazială din Teliuc. Săptămâna trecută au fost confirmați cu COVID un număr de 42 de elevi, 13 cadre didactice și 3 persoane din categoria personalului auxiliar.